Bun venit la timpul devoțional de astăzi. În acest timp vom vorbi cu Dr. Walt Larimore despre sănătate. Am ajuns la punctul în care vorbim despre cea mai mare problemă, și anume despre problema spirituală și impactul ei asupra sănătății. Walt, îți mulțumesc încă o dată că ești aici. Vreau să te întreb, pentru un bărbat, care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă inima lui și care îi afectează sănătatea? Pentru vasta majoritatea bărbaților, este să învețe să iubească și să fie iubiți. Uh, un om l-a întrebat pe învățător care sunt cele mai importante principii, iar el i-a zis, numărul 1, să-L iubești pe Domnul tău cu toată inima ta, cu mintea ta, cu sufletul tău, cu puterea ta. Și numărul 2, să iubești pe alții ca, ca pe tine însuți. Totul se învârte pe acest principiu al iubirii. Apostolul Pavel a vorbit despre credință, iubire, speranță, iar cea mai mare dintre ele este dragostea. a iubi pe Dumnezeu presupune să petreci timp cu El ca om foarte, foarte, foarte ocupat. Mă întreb mereu cum să aplic versetul care spune, roagă-te neîncetat, roagă-te mereu. Pentru mine asta înseamnă să vorbesc cu Domnul toată ziua. Dacă mă pregătesc de o întâlnire, când stau în fața ușii, îmi pun întrebarea, ce face Dumnezeu aici? Ce anume vrea El să fac? Poate să-mi folosesc competențele profesionale, poate să am compasiune, poate să pun întrebările corecte, să-mi însușesc unul din principiile sale. Am învățat să vorbesc cu Domnul toată ziua și să încep și să închei fiecare zi ascultându-l pe El, cum am mai spus. Asta înseamnă citirea cuvântului, pentru mine presupune memorarea cuvântului, ascunderea lui în inimă. Să iubesc pe domnul cu inima mea, cu sufletul meu, cu mintea mea, să-l duc cu mine la lucru, să-l aduc cu mine în familia mea, să-l aduc în relațiile cu vecinii mei, iubește-l pe domnul, iar apoi să iubesc pe alții ca pe mine însumi. Cum mă dăruiesc pe mine însumi? Îmi investesc timpul la lucru, dar cum mă investesc pe mine însumi? De exemplu, pentru mulți bărbați am învățat să facă voluntariat. Poate schimba viața pentru un bărbat și pentru familia lui poate printr-o slujire locală, o bancă de alimente, poate să servească masa la o cantină socială, poate fi o misiune pe termen scurt. Și asta o recomand oricărei familii. Duți copiii în misiune. Sammy, tu faci asta, călătorești peste tot în lume. Asta te schimbă. Iubește-l pe Domnul și iubește pe alții. Dacă poți să faci asta, începe acel proces de vindecare în orice aspect. Știi, tatăl meu, așa cum am spus într-un alt interviu, nu a petrecut mult timp acasă, dar a stat cu mine din ce mi-aduc aminte în primii mei ani de viață. Nu m-am îndoit niciodată de dragostea lui, pentru că pe când eram copil, jucam basket cu el, juca baseball cu mine. Mai târziu, când am devenit creștin, nu mi-a fost greu să înțeleg că Dumnezeu mă iubește, dar multora dintre prietenii mei le era greu să creadă lucrul acesta. Dar Vorbește ne puțin despre cum va arăta viitorul generațiilor care vin. Dacă începem să trăim în felul acesta, iubindu-l pe Dumnezeu și iubindu-i pe alții, ce impact va avea asupra copiilor, nepoților și strănepoților noștri? Biblia este cât se poate de clară. Pe măsură ce începem să investim în sănătatea noastră fizică, emoțională și spirituală, asta se răsfrânge în orice sferă în care Domnul ne-a dat influență. Și fiecare bărbat are astfel de sferă de influență. Biblia ne spune că asta nu doar îi afectează pe cei din jurul nostru, ci afectează generațiile care urmează. L-ai menționat pe tatăl tău, eu le spun bărbaților că nu există dar mai mare pentru copiii tăi decât timpul petrecut cu ei. Copiii noștri au foarte mulți critici, au mulți oameni care îi înjosesc, noi trebuie să fim cei mai infocați suporterei lor. Le spun taților, ABCD-ul unui tată bun este A este asigură-ți copiii. Eu le spun copiilor mei că nu pot face nimic care să mă facă să iubesc mai mult. Și nu pot face nimic care să mă facă să iubesc mai puțin. Tatăl lor îi iubește. Te asigur de asta. Găsesc lucruri bune pe care le fac și asigur. B vine de la bunătate. Te voi iubi indiferent. Iar ce? Vine de la conectare, petreci timp cu ei, îi legi de prieteni buni, îi legi de creatorul lor. Dar această bunătate a paternității trebuie să fie echilibrată cu litera D, adică discipol și disciplinare. Îi învățăm pe copii că există consecințe pentru deciziile greșite, că există greșeli pentru care trebuie să plătim. Nu doar îi disciplinăm, ci și îi ucenicizăm. Înțelegem. Că persoana responsabilă de ucenicizarea familiei nu este pastorul, ci tatăl e cel responsabil de ucenicizarea soției și copiilor. Acest ABCD va clădi generații puternice pentru viitor, nu doar în familia noastră, ci în comunitatea noastră și cred eu, Sami, în țara noastră. Am auzit multe sfaturi bune. Mulțumesc mult Walt. Sper că veți ajunge să cumpărați cartea 10 elemente esențiale ale oamenilor sănătoși. Cartea este deja o binecuvântare pentru noi, așa cum ați auzit în aceste meditații, și cred că va fi o binecuvântare și pentru voi și familiile voastre, de aceea așteptăm cu nerăbdare să împărtășim cu voi și alte lucruri mâine.